Mă bucur că putem anunța câștigarea de către Universitatea Aurel Vlaicu, ANCA, un proiect pe fonduri structurale, un proiect de fapt POSDRU. Este în fond inițiativa colegilor noștri de la Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului, respectiv directorul de departament, doamna conferențiar universitar, dr. Monica Lungu. Proiecte care nu numai că se adresează celor care nu au încă un loc de muncă, dar vine acest proiect cu foarte tentante specializări care îi dă dreptul celui care efectuează acest curs, recunoscut de către Uniunea Europeană, să efectueze lucrări într-un domeniu care nu are specializarea respectivă. Aș vrea să vin cu, câteva dintre exemple care mi se pare extrem de edificatoare. Pe de o parte, este vorba despre auditor de mediu. Pe de altă parte, este vorba despre lucrător în confecții sau lucrător în comerț sau este vorba despre îngrijitor la domiciliu sau, să nu uităm, iarăși extrem de interesant, mi se pare și distilator pentru băuturi alcoolice. Ne bucurăm că Universitatea Aurel Vlaicu este partener în proiectul Progres Rural, care se adresează unui grup țintă format din 450 de persoane inactive din zonele rurale. Proiectul urmărește dezvoltarea competitivității grupului țintă și adaptabilității sale prin formare de cursuri, prin desfășurarea unor cursuri de formare profesională, cum ar fi distilator rachiuri naturale, lucrător în comerț și ospătar. De asemenea, prin acest proiect, Universitatea demonstrează încă o dată implicarea în activitatea socială a regiunii Vest și nu numai, deoarece activitățile proiectului se desfășoară atât în regiunea Vest cât și în regiunea Nord-Est, acesta fiind un proiect strategic. Vrem să implicăm și autoritățile locale care au atribuții în integrarea categoriilor defavorizate pe piața muncii.